Statistica județeană Mehedinţa centralizat datele din prima lună a anului 2015, cu toate că au fost la fel de multe sărbători și zile libere anul acesta, în ianuarie, față de anul trecut. Se vede treaba că s-a muncit mai cu spor, dar procentul crescător din productivitatea industrială a fost de peste 21%. Sunt centralizate datele la nivelul județului Mehedinţi pe luna ianuarie 2015. Indicele producției industriale prezintă o creștere a volumului de activitate în acest domeniu cu 21,8% față de perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu toate acestea, s-a muncit mai mult și probabil fără rost la prima vedere. Și asta pentru că cifra de afaceri a acelorași unități de producție din industrie a fost mai mică față de anul trecut cu peste 31%. Indicele valorice a cifrei de afaceri pentru unitățile din industrie a scăzut față de luna ianuarie anului 2014 cu 31,4%. Odată cu scandalul minorelor, probabil traficate de diversi politicieni, unii mai nepoți decât alții, se vede treaba că numărul turiștilor a crescut în Turnul Severin și în Mehedinți și odată cu acesta și numărul înoptărilor în unitățile de cazare. Dacă ne referim la activitatea de turism, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2015 au fost de 2634 persoane, în creștere cu 473 persoane. Una peste alta, în Mehedinți, în luna ianuarie 2015 față de luna ianuarie 2014 și decembrie 2014, sunt mai mulți salariați, ceea ce înseamnă că numărul șomerilor este mai mic, dar conform altor statistici, în ianuarie și februarie, șomajul atingea cota de 10,3%, cea mai mare de altfel din toată România. Efectivul salariaților la sfârșitul lunii ianuarie 2015 a fost de 41.690 de persoane la nivelul județului, în creștere cu 214 persoane față de luna decembrie 2014. Față de luna ianuarie 2014 se înregistrează o creștere de 458 de persoane.